Saltaros mult truc și astăzi vom juca Arcane Adventure, un joc care costă 25 de Robux și stați în loc pe stat. Stați să dau un pic sonorul mai încet. Ok, bine. Haide. Sunt level 5, 9, fac 60 și sunt într-un clan de prima dată. Clanul unui prieten și acum unul vrea să-l dea afară cu asta. Să-l troleze ca să-mi pierd clanul. Bine, o să-mi fac și un clan când fac 50 de aurem. Și sunt Fulger, puterea mea preferată. Una și dintre cele mai bune, sau chiar cea mai bună. Că una... Vreau să vă arăt eu ceva. Nu! Bă, ăsta! Ce 100.000? Bani sau urem? Ce se filmează? Riu? Se cheamă Magic Fist. Hai să îi facem ăsta. Și vă arăt toate puterile mele. Am făcut level 60! Mamă, am făcut 60! Mai am încă 4 de level-e. Hai să îmi pun staturile astea. Vreau Magic Power, să-mi fac damage-ul mai mare la ele. Oh my god! O să pot mă bate acum, că level 100. Și-am mai avut de-a face cu el. Scuze că n-am mai filmat de mult până că am avut o problemă cu YouTube și știți chestia. Și sper să se repare sau nu-i un bug, nu știu. O să vedem. Oricum, suntem 191 și nu-i problemă. What the fuck, ce face el? Și chestia asta și aruncă. M-aș putea pune cu asta, dar n-are rost. Wow. Este level 100 cumva, da. Dacă e cu verde, cred că e 100. Asta ce level are? M-aș pune un pic cu el. O să stați, că acum vă arăt toate puterile. Dacă ăsta mă atacă... Așa la folder, ok. Primul atac este Q, care este Lightning Thunder. Sau Bolt, da. Al doilea este Lightning Rebellion, sau Rebellion, sau ceva, care face asta. Asta-l folosesc rar. Asta e un foarte bun, da. Al treilea este R, care este Lightning Stomp, care poți să țin apăsat și face un charge mare. Și al patrulea este ăsta. Ăsta, Lightning Pulse, ăsta care îl ține și electrocutat și l-arunc acolo. Adică stați să vă arăt. Fum. Pum. Și ăsta e Lightning Pulse. Dacă ține foarte mult, se poate face mai mare și poate dea mai mult de mine. Și mai mult poate nu moare, dacă nu moare singur. De exemplu, uite, puteți ce repede fac eu HP. Ăsta, XP. Și o să fac level-ul ăsta, asta și vreau. Și am și o chestie de zburat. Lightning Fist-ul v-am arătat. Pot să zbor. Fac cercuri și rămâne fumul, dar nu mult. Și asta sunt de puterile la asta. Acum avem un cuțit. E și o katana de fulger, dar n-am bani. Și un corn. Care eu zic că este bila de oaie. Care face asta. Și acum un pas și l-aruncăm în navă.
Hai, repirați. O să... Nu ne deranjați. Și acum e... Păi da, și eu mă joc, deșteptule. Bineînțeles că n-ar raza infinită, că dacă nu era acolo, vreau să-l omor, dădeam odată și era mort, da? Și nu știu cum, când faci level mare, poți să ții cumva cu o mână fulgerul și una zici, zici, salut, știți, cu una dă fulgerul încolo. 96 are, wow! Eram și eu foc, dar nu merită, nu merită focul, e nașpa. E slab. Față de fulger, focul pierde. Și mai sunt și pământ, lumină, apă și întuneric. Dar v-am zis că fulgerul câștigă pentru că e cel mai OP și na, e puternic. Adică altele, astea au cele mai multe atacuri. Deci fulgerul are cele mai multe atacuri. Ai tu cu Dumnezeu, mă tic. Are ceva cu mine. Cer ajutor. Hai că stau să-l pun la punct. V-am zis că stai să pune. Ăsta se pune cu mine prostul. Domnul la mine, astăzi că dau eu total la mina mea lui ăsta. The Gaming Reaper. Asta 39, îi dau tot ce am eu. Gata. Că i-am donat, acum s-o prins. I-am dat destul. Bă! Tidal Dragon este un atac la 100 level. Uite-mă. Hai că la alții știi ce. L-a omorât ăsta! Stai că eu cum ora. Vreau eu să-i dau damage. Așa, gata. Matthew ăsta. Poate mă omoară bou ăsta, că ăsta pierde. Strong body. Aaa, cred că și-a făcut el viața în sus. What the fuck? Nu, nu vreau să-l omor. Ăla, cum... În jocul ăsta, oameni ăștia sunt proști. Sunt foarte proști. Dacă tu ataci un de-ala lângă și ei, lângă ei și-i omoră, începe să zici că, bă, prostule, ce faci? Așa fac ăștia, sunt proști. O distrus-o deja. Hai să plecăm. Uite cum o moră. Și poate luăm la mina. Hai să mergem sus. La ăsta, Clouds, acolo ca să luăm... să ducem prostia asta. Dacă aici o fi unul rășel, am avea noroc. Să ducem... cum îi zice? Astea să le vindem cu vreo bani. Pune cel mai apropiat orașel, dar nu ajung. Nu, știi ce putem face? Singura modalitate. Și mi-am pierdut aproape 100 de bani. Oricum, eu aici am spawn point-ul la cer, e un oraș. E cer aici și... cred că întârzi calculatorul nou care o să-l iau. Întârzi un pic. Așa. Și ce dacă stau, mi se regenerează. Și am astea scuici să le vând. Oh, bă, nu! O să vând toate astea. Astea o să le vând. Mă
are nevoie. Ok. Eu le dau. $20,000 nu-ți dau. 100. Mă-l cheamă. Uf, 300, nu-ți dau mai mult. Doar nu-ți dobi tu. Bă, poate mă omoară. Mă, ce le duc de lampă ăla la prieteni? Nu știu. O să-l scot. Stai puțin, ok. Unde avem noi un shop, un merchant? Unde avem? Deci vreau și eu niște poțiuni, dar n-am nevoie. Poțiunile sunt pentru lupte puternice. Hai să-i vând la asta. Nu vreau, de fapt îi vând. Eu nu vreau nimic. Dar chiar dă aripi și astea sunt faine și astea le vreau. Doamne, păi dă-i puțin. Bright robe, asta o să-mi o iau. Pe bune! E 2800. 800 aș dau deja, doamne. O, Dumnezeule, de aici mă bat ăsta la cap. Nu vând barca, că nu mă bat. Da, vreau. Paper hat. Stați. Vă lasă-mă un pic, că filmez, bine? Ce? What the fuck, deci umblă... Umblă mai pe Skype, de unde, Dumnezeu? Ok, hai că vă încerc. Eu vând tot ce am aici. Aș face 3 cu astea, dar n-am de ce. Ok, hai să cumpăr acum. Power drones vreau. Să-mi iau oare? Nu încă. Hai că-mi iau și văd eu cum arată. La mine. Hai să vedem cum arată. Capa. Arată bine. Nu pot, că am aripile. Am să-l vând, Paul Drons ăsta, să-l dau la... Dar asta arată urât pe mine, nu? Dar oricum arată, neapărat. Bă, eu știu, hai să o ținem. Nu, hai că le dau trade, fac unul trade. Cine moare? Vai cu Spike-ul splendid ăsta. Eu sunt nivel la clan, de ce? Ce, mi-a dat star rank? Bă, de 2000. Stai să-mi pun și asta înapoi în inventar. Că pot să fac trade, știi? Și trebuie să dau ceva de același lucru, ceva ce am eu nevoie, numai că... Nu vreau roba asta, nu-mi place. Bă, și paper hat-ul ăla poate mi-l țineam, dar... Na, hai să facem trade-ul. Hai cu imanat ăsta. Fli? Asta nu ții să dai o parcațelele astea ca să-i dau ăsta. Splendid, dăm, că ăsta poate are și el ceva ca lume. Să văd ce rag mi-a dat ăsta în clan. Waters Gamers. Sau Water Game. Bă!
Exact, asta asta. Bă, hai să facem. Bă, nebunul! E, du-te naiba de aici! Bă, ce nebun! Uite, plecăm în altă parte. Ne așteptă oare trade-ul. Nu. Ce nebun! Vai, vedeți ce proști sunt ăștia și poate mă urmărește. N-a acceptat. From Waters Gamers. Bă, dar ce se dă de level mic? Ce poate el să ia? Black Headband. E acesta. Oh my god. Bă, asta o țin. Ce pot să cumpăr? Borealis Shipwreck. Hai să mergem. Să-mi țin oare bandana asta? Să-mi ziceți în comentarii. Eu o țin în inventar, dar nu mă port. Hai că o ținem. Până la urmă nu are cu ce să ne deranjez, mai că-mi iese prin păr. Parcă am ceva în cap. What the fuck? O pierd pirate aici. Ok, hai la Borealis ăla, că bine că mi-o zis. Barca, 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 barca! Oh! Oh my god. Ok, hai sus. Ai barca Borealis. Bine cum mi-a zis. Asta e cu noi în team. În clan. Nu duceți la trainings. Tot am același rank sau... Deci, se pare că trainings poate să... Se pare că trainings ăsta poate să invite oameni în grup, eu nu știam. Păi Xerometer ăsta este un idiot, sincer. Dar cine m-a atacat pe mine? Joshua Mark. Sau... The Chosen Blocks, pe ăsta-l cunosc. Și ăsta e rău. Chosen Blocks ăsta. Tipul ăsta e nașpa. Borealis este o barcă unde... Crezi copaci? Stau ăștia, beau, o să vă arăt eu. Păcat că nu putem lua și noi să bem. Na, o chestie asta nu-i încă gata. Deci, when a mutation s-a released, cred că e o putere sau... ceva. Oh my god! Ăsta... Ce vrea? Muc, mi-a zis prostul. Nu pot să mergi. Bă, ăsta are! De ce nu are braine sunit? Am eu braine sunit sau mi se vede așa? Ok. Asta vă zic, asta nu, asta nu-i prietenos, niciun caz. Că am avut de face cu el. Hat, accesorii ăsta, asta cred că ne aduce... Da, ne aduce ochelarii aia. Borealis. Uite. 5? Uuuu! Hai că-i vreau pe ăștia. Am bani, am...
N-am, hai că mă duc să merg la bancă, cam măcar 5 de dolari să merg. Cam în bancă la greu. Cred că trebuie și mai să-mi dau 50. 50, cu greu. Gata, acum sigur mi ajunge. Dacă aveți mulți bani, vă pierdeți asta dacă muriți. Este un sistem nașpa. Putem să-mi iau și Powerem, dar n-are rost. Hai să-i punem, zi-mi cum arată. De badass. Să dau asta jos. Oh my god, asta arată șmecher. Asta îmi dă 2 de este și asta îmi dă 5. Level 30, asta merge mai bine. Ok, bun. Hai să ne batem un bar. Asta are puterea apei. E beas. Da! Oh, nu, oh, nu! Bă, cum îndrăgăști? Nu! Asta e nemernic, rău. Nu. Dacă el dă cu puterea, nu mai pot să-l iau. Să-l prind. Acum l-am prins. 61 am făcut. La ce nu știți bea? Iar, bă, păcat că nu face cu o mână. Bă, asta bă, și patru a dat damage? N-are cum, că murea din lovitura. Oh. Nu văd unde trag. Ok, hai și cu bila de oaie. Bun. Și acum să vă zic eu, pe cameră, ăștia sunt imposibil pentru mine să-i bat. Imposibil. Ok, stați. Oh, oh, cum l-am prins. Oh my god! Cum să ajungă la acolo? N-am mai simt viața mea acolo. Stați că rezolvăm noi. Am dat cu bila de oaie în barcă. Stați că rezolvăm noi. Oh! Bă! Nu! Deci pot să mă prindă la... Aia cine râde acum? Eu râd! Turn. Vreau măcar să facem level 63 până închidem episodul. Și am folosit impulsul pe el să vedeți cum îl trântește de perete. Bă, nu, nu l-o lipit. Altă. Cum îndrăznești? Hai că de aici sigur moară. Aha. M-a aruncat corpul, cred. Bă, dar cum dă asta cu sabă? Bă, săracu. Și acum... Tu! Bila de mare! Mă moară, mă moară! Bila de oaie! Nu! 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 Hai de capul meu! Haideți să închidem aici episodul, eu am fost Smidruc și ne vedem peste data viitoare. Pa, pa!